Salutare, oameni buni! Astăzi vreau să vi prezint pe top 10 cei mai bogați germani. Pe locul 10 îl vom găsi pe nimeni altul decât Reinhold Wirth. Miliardarul german în vârstă de 83 de ani, el deține firma Wirth, pe care o cunosc în special mai toți muncitorii din construcții, care îi folosesc uneltele și nu numai. Compania sa are aproximativ 75.000 de muncitori și o cifră de afaceri de aproximativ 30 de miliarde de euro. Reinhold Wirth, de asemenea, are și magazine care poartă numele, unde se pot găsi absolut toate uneltele produse de el. Mergem mai departe la locul 9. Pe locul 9 îl găsim pe Hasso Plattner. Dacă numele lui nu vă sună cunoscut, ei bine, Universitatea de IT și Sisteme de Inginerie din Potsdam îi poartă numele. Acesta a început la IBB, apoi în 1972 a început cu alți 4 colegi software-ul SAP, iar azi averea lui acumulată ajunge la peste 11 miliarde de euro. La locul 8 îl găsim pe Klaus Michael Kühne. Klaus Michael Kühne a dezvoltat afacerea familiară la nivel mondial. Businessul său, Kühne plus Nagel, un concern în logistică, are astăzi aproximativ 65.000 de angajați în mai mult de 100 de țări. Cu o avere de peste 12 miliarde de euro, el investește și în sport, cea mai mare investiția sa fiind de 60 de milioane de euro în Hamburg SV. Acesta nu doar că investește în sport, dar și scoate o grămadă de bani din el. Pe locul 7 îl găsim pe Theo Albrecht Jr., deținătorul lanțului de magazine Aldi Nord, cu o avere în jur la 20 de miliarde de dolari. Acesta nu doar că este putre de bogat, dar se pare a fi și un om cum se cade, oferind salarii peste medie în domeniul businessului său. Așadar, dacă te interesează să lucrezi în comerț, în special în magazine, începe cu Aldi. De ce să îți subavantajezi poziția ta lucrând pentru o altă firmă care să plătească mai slab? Încearcă la Aldi. Mergem mai departe la locul 6. Pe locul 6 o să-l găsim pe Dieter Schwartz. Dieter Schwartz deține Lidl și Kaufland, pentru că germanilor le place discounturile și concurența. Acesta le-a oferit-o. Dacă nu vrei Aldi, poți să vii la Lidl. Dacă nu vrei nici Lidl, vei merge la Kaufland. Astfel, două din cele mai mari lanțuri de magazine din Germania și nu numai, le deține el. Averea sa se învârte în jurul sumei de 20 de miliarde de euro de asemenea. Locul 5. Stefan Quandt. Acestuia îi aparțin 25% din acțiunile de la micul concern BMW și averea lui ajunge la aproximativ 20 de miliarde de euro. Pe locul 4, Suzanne Klatten. Aceasta nu e doar cea mai bogată femeie din lume, din Germania, pardon, dar este și în top 5 cele mai bogate femei din lume. Împreună cu fratele său, Stefan, aceștia dețin 50% din ceea ce înseamnă BMW. Averea ei fiind ceva mai mare decât a fratelui său, adică cam 21 de miliarde de euro. Pe locul 3 îl găsim pe George Schaffler, de profesie avocat și deținător al grupului care îi poartă numele, mai deține și o avere de aproximativ 22,1 miliarde de euro. Locurile 2 și 1. Aici nu vom avea locurile 2 și locul 1, ci aceste două locuri sunt împărțite egal de către frații Carl Albrecht Jr. și Beate Heister. Cu o avere de 26 de miliarde de euro obținută prin muncă asiduă, mai exact moștenirea de la tatăl lor a lanțului de magazine Aldi Süd. Acestea sunt diferite față de Aldi Nord, dar în
principiul pe aceeași idee. Acum, spune-mi tu, care ar fi ideea ta pentru a începe o afacere de succes precum a celor 10? Care ar fi ideea ta de a produce aceste miliarde de euro și a te bucura de ele? Pe urmă, cum ai putea să le gestionezi astfel încât profiturile tale să crească, nu să scadă? Sunt foarte curios. Aștept asta în rubrica de comentarii. Până data viitoare, toate cele bune și numai bine. Pa, pa!